Și zici iubire? Dacă tot am ajuns aici și am venit, am ajuns la o masă, o să filmez, să vă spun despre ce o să fie pe viitor, pentru că vreau să pregătesc câteva proiecte, nu doar pe YouTube și în rest, și o să vină, am făcut acum niște poze pentru niște miniaturi de produse într-un fel, o să vedeți, o să urmeze, nu o să urmeze pe canal, ci o să urmeze, în general, să fie un fel de site, o să vedeți și voi și sper să iasă cum vreau eu, sper să iasă bine și o să urmeze niște cursuri într-un fel pe online despre mai multe subiecte, coilor să fie un fel de curs de copywriting pe care eu pun foarte mare accentul în mediul online, ai nevoie de acest curs și ai nevoie despre, ai nevoie de a vinde produs, produsele într-un fel, adică dacă tu ai un business și așa. Deni. Mamă, ce mișto se vede de aici, se vede mișto chiar. O faci și un timelapse de aici. Așa că dacă vreți să vedeți următoarele proiecte și ce să mai fie pe viitor, așa, abonați-vă la canal și urmăriți-mă pe contul de Instagram pentru că este foarte, foarte important. Și pentru că stau aici degeaba și mă gândeam la teoriile conspiraționale și despre cum mă duc în fiecare dimineață la facultate, nu să plec la proiectele mele. Și dacă mă gândesc mai mult la facultate, pentru că acum sunt la Părtincă, vreau să mă fac inginer și după ce vreau să urmez toate proiectele mele și așa, nu au treabă cu Părtincă, așa că... Gata, un nou cadru aici în care o să continui să vorbim despre facultate și ce o să fac eu pe viitor, pentru că deja e prea mult, adică stau deja vreo 10-12 ori la facultate și este foarte, foarte mult. Încerc să mă și ocup de proiectele mele, pentru că trebuie foarte, foarte mult timp și 100% cred că o să mă las pe viitor, pentru că nu are rău, deja am făcut un semestru, bine, am luat toate examenele, dar tot simt eu că nu am timp pentru mine, așa. Și să lăsați părerea voastră despre Politehnică, dacă a fost sau dacă aveți prieteni sau părinți care au fost Politehnică, nu știu, mi se pare foarte, foarte mult și îmi plică foarte, foarte mult timp de care eu nu dispun, pentru că mie îmi trebuie timp pentru proiectele mele și whatever. Au avut dreptate profesorii că liceul nu se ocupă cu facultate și chiar așa e. Adică bine, dacă te duci cu astea, totul îi pare cam simplu, părerea mea. Dar cred că și acolo este destul de greu și trebuie să te implici. Dar Politehnica chiar e foarte, foarte greu. Nu știu ce să fac pe viitor, pentru că nu mă văd făcând ingineria, dar știu că este foarte, foarte important școala până în clasa 12-a, unde na, e tot obligatoriu și n-ai cum să te lași, dar facultatea nu este chiar obligatorie. Trebuie să mă gândesc să mă duc pe ASE și pe ceea ce, într-un fel, îmi place marketingul, chiar dacă nu este votat foarte bine în societate, dar trebuia să mă duc pentru că asta îmi place. Așa am zis și oameni buni. Nu m-a ascultat. Dar tai din gură că știi că te tai. Așa că acum este o decizie, poate fi o decizie foarte importantă, că dacă mai are rând să continui și să termin această facultate pe care 4 fucking ani, așa, sunt 3 ani acolo. Așa că, băi, nu știu ce decizie o să iau, o să mă mai gândesc și eu să vă spun, dar zic să mergem la film. Acum ne îndreptăm spre film. Gata, tocmai și antena de mâncat și acum ne pregătim să mergem, sperăm spre Fir, spre Miami Beach, pentru că am zis că mergem și n-am ajuns. Scuze, Bromania, trebuie să mergem. Acum ne îndreptăm spre film. Sper să ajungi să-l prindem, să-l vedem. Să lăsați și o să rămân cu feedback, pentru că pietrele astea ar trebui reparate. Și pietrele astea ar trebui reparate, pentru că e imposibil să te mă bucur aici. Secolul 21 și încă nu se reparate chestiile astea. Adică centru vechi, what are you doing, primarul?
Și am ajuns la Politehnică, mergem în AFI acum. Bine, acum mergem un pic pe la Facultatea Politehnică, pentru că îmi place foarte, foarte mult Facultatea Politehnică și mă duc să-i fac o vizită. Cam acolo este gura de metrou și acum ne îndreptăm spre Politehnică. Aici sunt clădirile de birouri. Clădirile de birouri și aici este drumul spre Politehnică. S-a făcut și seara între timp, după cum ați văzut, adică da, dar e o vreme foarte, foarte mișto astăzi în București. Nu știu când o să apară vlogul ăsta, dar nu știu, suntem în 6-7 martie, nu știu când o să apară, pe săptămâna ceva, dar e foarte șmecher. Și pe aici mă simt ca, nu știu, mă simt ca pe deal aici, după cum puteți vedea, este foarte câmp, foarte câmp până intrăm în Politehnică. Adică aici sunt birourile și aici e câmp. Da, deci e o zonă, be like. Și na, mergem un pic să plimbăm pe acolo, poate vor. Bă, nu știu ce faci. Îmi aduc aminte de scările astea în care stăteam eu aici și aici mă relaxam eu pe scările astea de la Politehnică. Adică pe care mă relaxez pentru că nu am terat Politehnica și stau mereu aici și mă relaxez pentru că e o zonă foarte liniștită, mai ales după ce ies de la facultate ca un mic refresh după și ascult niște muzică și poate vor. Și acum mai avem un pic și ajung în primară și vă facultate. Noul meu Vans împreună cu... ce părere ai despre noul meu Vans? Uite ce mișto e. E mișto. Spuneți-mi voi ce părere aveți despre acest Vans. E... mai e încă unul? Dar las că nu trebuie toată perechea. E genial, frate. Uite, deci un Vans normal, un Vans mărimea mea. Azi vedeți cum... E bun. Lăsați-mi jos în comentarii dacă să cumpăr acest Vans sau să nu cumpăr acest Vans. E foarte important să știu dacă să cumpăr sau... Iubire, eu îți recomand acest... These shoes, no? These shoes, yes! Și am terminat și toată nebunia cu shopping-ul. Acum am văzut filmul, am văzut omul invizibil. Nu ne-am mai uitat la filmul ăla de Miami Beach, pentru că am zis că, bă, mai bun e un film trailer, adică, normal. E numărul 1 filmul. Și am fost un pic la Vans, nu spun să vedem nimic. Am mers spre casă, sper să găsim intrarea de la Galaxy.